Salutare tuturor, eu sunt Robert și bine v-am regăsit la Minecraft. Ați auzit bine, Minecraft. Nu mai am făcut Minecraft de ceva vreme pentru că mi s-a șters harta și ar trebui să fac alta. Și n-am știut dacă o să vă placă, deci am făcut și altă hartă. Și eu sper să vă placă, că eu lucrez mult să pun astea pe YouTube și multe chestii. Ai multe chestii de făcut ca YouTuber. Deci, sper să vă placă că am adus înapoi seria de Minecraft. Știu că vă plăcea seria mea de Minecraft și am decis să mai fac. Că poate vă aduceați aminte de seria asta. Și acum noi să spargem copaci. Dar eu nu prea mai știu bine. Știu că așa se face la început. Dar nu prea mai știu Minecraft. Nu prea mai știu mare chestie de Minecraft. O să sparg multe lemn. De fapt, copacul ăsta și atât. Că nu stau eu mult. Știți de ce am avut noroc? Un singur lucru. Pentru că m-a dat după ce s-a terminat seara. Lol. După ce s-a terminat seara. Hai că bine. E mai bine așa. De ce e foc pădurea random? De asta sunt curios. Mamă, dacă aș ști să folosesc shift-ul. Firar. Du-te, mă, la ce. Nu vreau. Așa. Ar trebui să-mi aduc aminte cum se joacă. Că nu vreau să mor așa din primul episod. Adică, de fapt, din seria care a revenit pe canal. De acolo a venit. Dar să stingem și noi. Că nu vreau să... Am coborât pentru că am auzit o oaie și că am și văzut-o. Și știți că în Minecraft e greu să faci rost de oi. Așa. Mai am nevoie de o oaie. Una singură. Dacă mai găsesc, ar fi genii și alb. Dar se pare că norocul meu e ghinionist. Aud zombi. Și dacă aș da de zombi, ar fi oribil. Că chiar nu-mi doresc să găsesc zombi. Dar hai să vedem un loc care am putea să stau noi bine. Pe aici. Să facem casă în pădure? Ar fi ceva prea nașpa. Uite aici, că e lac aici. Că vreau să facem și fermă de asta. Uite aici, o să-mi fac casă, da. Chiar aici. Nu o să fac mare de asta. O fac aici. Nu o să o fac mare. Chiar în locul ăsta. Dar dacă avem noi ghinion și vine mobi pe aici, știți și voi ce se întâmplă. Suntem... Papa. Nu mai am jucat eu de mult, dar mai îmi amintesc ceva chestii, mai ales cu mobi. Aia trebuie să o țin mereu minte. De mobi trebuie să... Sunt de
susțin numereu minte de mobi. Așa. În sfârșit fac decât o ușă la... Asta e prima mea casă care fac decât o ușă. Destul de mare? Hai, contindem cu un bloc mai mult. Că nu vreau să fie chiar așa de mică. Ca acum, pe bune, cine ar vrea să facă așa mică o casă? Așa, încă două în plus am. Acum am un stack și 9 bucăți. Dacă le-aș lua. Așa. Acum vine ușa. Ceva destul de important. Ușa ca să nu poată să vină creeperi. Creeperi. Dușmanul meu de moarte. Creeperi. Nu știați? Creeperi sunt cei mai enervanți mobi din joc. De fapt, scheletoni. Dar creeperi e mai rău decât scheletoni. Și decât păianjenii aia imensi. Așa. Creeperi are o viteză mare cu care poate să se folosească să ajungă la noi foarte repede. Și cu viteza aia ei se poate folosi de viteză ca să ne explodeze pe noi. Și știți că noi nu vrem să se întâmple asta. Că ne-am pierde toate itemele și tot ar fi nașpa. Deci, să avem grijă la creeperi. Destul de bine casa. Ușa mai trebuie. Am uitat să fac crafting. Hai. Hai bine că mereu uit. Mereu eu uit de ceva. Așa. Fac bețe. Așa. Așa. Era cât pe ce să uit de ușă. Ajung mai bine la ferma mea acum. Acum trebuie să am și eu noroc să ajung mai repede aici. Punem așa. Uite. Încă ceva? Hai, te rog. Te rog, încă ceva. Hai, că stăm cu ăsta. Mai am una. Ne-am pierdut casa? Îmi spune. Păi mă duc aici. Mamă, credeam că mi-am pierdut casa. Mamă, ce m-am speriat. Deci, dacă pierzi casa în Minecraft și nu mai ai lemn, ești papa? Ești papa? Adică, că te omoară mobii. Asta e logica științei. Ai, încă ceva. Yes. Mai am nevoie de seed. Unde-i seed-ul? Care are viață. Seed. Cuvântul magic. Te rog frumos să-mi dropeze seed. Da, nici cu cuvântul magic. Cred că iară mi-am pierdut casa. Da. Uite aici, mai e. Ia. Acolo? Hai că să pun cu astea. Așa. 3, cred că e de ajuns. Că avem nevoie de pâine de asta. Fac eu fermă. Vine seara. Un, doi, trei.
Ai nevoie de una. Dacă aș avea. Două mai am nevoie. Una. Hai cu a doua, hai cu a doua. Așa, două. Am două, hai repede. Să punem și, și astea două. Așa. Hai să intrăm și în casă. Și cam atât cu acest episod. Să sperăm că v-a plăcut. Că am revenit cu seria de Minecraft înapoi. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!